Bruno Mars, un tip care zâmbește de fiecare dată, Grenade, 15 și 28 de minute. Știi că unii părinți, când spun știi, mă refer la colegul meu Cătălin Striblea, bun venit în studio, la mulți ani. Salutare, la mulți ani, ce mai faci? Foarte bine, mulțumesc. Da? De ce? Că ai venit la muncă? Dar tu ai fost la muncă. Am fost la muncă trecută. Și săptămâna trecută, da. Da, e okay. Da, mulți. Tu știi că unii părinți și-au numit copiii Pablo Escobar, Phoenix sau Sephora în 2022? Pablo Escobar? Sephora? Sau Sephora? Sephora? Da. Da. Da, 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 interesant, ce să mă gândesc? Asta, da? Poate l-au făcut la magazin sau cine știe. Da, s-ar putea sau să ca fie urmarea unui cadou de la magazin. Da, îți dai seama, inspirație. Da. Te-ai lăsat inspirat de un magazin. Da. Da. Și dorețea. Parfumul de acolo. Da. Dar nu, cred că de film, că altfel cum să-l numești Pablo Escobar? Păi, că nu, mă gândesc. L-ai dus de mult, eu aleșul cele de mult, deci trebuie să fi văzut filmul și a zis, mamă, ce tare. Aștept primele nume, Wednesday. În 2023? Cred că sunt. Crezi? În Statele Unite, da, sunt. Nu, în România. În România, România să-ți, da, numești copilul Wednesday? Da. Ce interesant. Da. Ți se pare că Pablo Escobar e un nume românesc? Sau Phoenix? Nu. Dar Phoenix de la ce o fi venit? De la pasărea Phoenix. Da. E simbolul renașterii, nu, din propria cenușă. Mă gândesc ce-ar fi văzut să-i zică Phoenix. Nu știu. Să văzi un film cu... Dar tu ai spus la magazin. Da, poate, la magazin. Da, poate ce la magazin au ales numele. Hai să vedem, a început anul ăsta. Da, numai vești. Hai să vă zic cazurile a doi politicieni, de fapt un politician și un șef de administrație, că e foarte interesant la noi în țară cum se întâmplă lucrurile astea. Unul e domnul Bode, celălalt e mai puțin cunoscut, domnul Mitulețu de la Autoritatea Electorală Permanentă, dar despre care poți să zici că avem un serial de știri, că nu se mai termină acolo. Da, e o listă întreagă de abuzuri, comun, adică pe bune-i strigător la cer, da, ăsta de la autoritate. Pare că e de nemișcat. De sigur, e lumea lui, statul lui. Da, 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 da. Și da, un personaj. Când ceilalți politicieni au bube în cap atât de mari, ce să te mai ieși la ăsta? Sau, poate fiind omul care semnează de conturile la partide, are și el treaba lui. Dar hai să pornim de la domnul Bode să vă zic în ce situație ne aflăm, complicată. Lucian Bode, episodul 7-2023, nu? Da. Seria, da, sezonul 5. Data de 9 ianuarie 2023. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Știți că domnul Lucian Bode trebuie să primească o decizie, un verdict privind plagiat, posibilitatea unui plagiat în lucrarea sa de diplomă de la Universitatea Babeș-Bolyai, de doctorat, mă scuzați. Și după ce Emilia Șercan a descoperit că totuși lucrarea ar fi plagiată mai mult decât a zis Comisia de Etică inițial, cei de la universitate s-au apucat să o răscolească și zilele astea ar trebui să dea un verdict. Acum, ce credeți că i-a venit în minte domnului Bode? Ce idee? A zis, mă, eu pe ăștia îi dau în judecată că n-au dreptul să mă analizeze ei pe mine. E acolo o prevedere care zice că această comisie de etică se poate ocupa de mediul universitar, ori domnul Bode nu e din mediul universitar, susține el și că nu îi se aplică chestiunea asta. Și i-a dat în judecată pe data de 5 ianuarie, în speranța că va bloca verdictul acesta. Acum, domnul Daniel David, care este rectorul UBB, a ieșit astăzi și a spus într-o declarație: nicio grijă, noi tot dăm verdictul, pentru că nu s-a sesizat vreo instanță să vină să ne spună, băi, n-aveți voie să dați, deci așteptăm un verdict. Dar mie îmi place procedura. Ai mai întâlnit-o, e de la domnul Ciucă, domnul general Ciucă, care are exact aceeași chestiune. El a dat în judecată ca să nu poată fi analizat plagiatul său. Și să rămână așa un semn de îndoială. Acum pe mine mă macină altceva. Dom'le, dacă e atât de important pentru domnul Bode chestiunea asta, de ce nu lasă, domnule, să fie verificat de niște oameni serioși și aia vin și spun și să termină odată circul? Ca cu o lună de zile, când a venit decizia pe o parte mică din lucrare, cât au verificat ei câteva zeci de pagini acolo, i-a convenit să zică, ia uite că n-am plagiat. Dar acum, de ce nu-i mai convine? Da, și în urmă cu vreo două luni de zile, nu? Două, trei luni de când e scandalul ăsta, a spus clar, uitându-se în ochii unui prezentator TV, nu, nu am făcut asta. Păi și atunci e simplu. Domnule, dacă căutați-mă la lucrare, de ce trebuie dat în judecată? Care e? Domnul Bode vrea să ne strânească ideea că este victima unei conspirații, așa că are cineva ceva cu el. Bă, o fi având, dar nu opinia publică din România este cea care trebuie să plătească chestiunea asta. Opinia publică are nevoie de
limpezime, transparență, verticalitate, explicații clare, nu codoșeli din astea, știi? Al doilea caz, cel al domnului Mitulețu. Wow, ăsta e da. Ceva... Domnul Mitulețu, domnule, a mai făcut una nouă, l-au prins ăștia de la ANI. Deci domnul Mitulețu și-a angajat o cumnată în instituție, că asta s-a găsit. Știți cum e la noi? Bă, dacă nu pui o cumnată, un neam, un nepot, pe cine să pui? Că doar te-ai adă pus șef pe tine, să ai toată familia acolo. Și omul a fost verificat de ANI, a fost o plângere din interior, de fapt s-a sesizat unul dintre colegii angajați ce am fost acolo, a trimis la ANI, ANI a verificat situația și ANI consideră că e o chestie de încălcare, de conflict de interes și că e de materie penală. Drept urmare, a trimis la parchet să facă cercetările aferente acestei chestiuni. Și în condițiile astea, domnul Mitulețu s-a rățuit la opinia publică și la jurnalist, spunând, domnule, dar n-am făcut nimic. Adică a angajat, dar el zice că să are la îndemână o prevedere care, cu care se pot angaja neamuri de gradul al doilea, că așa e, se calculează, așa, mai ales că nu e la el, că e la un vicepreședinte, știi? Adică okay. Asta e, adică nu o nimeri chiar acolo, e la un vicepreședinte. Ce aveți cu mine? Păi, n-avem nimic cu dumneavoastră, dar se vede cu ochiul liber, adică noi ne-am construit un sistem de instituții unde, teoretic, să nu poți să angajezi chiar pe neamuri, așa, știi? Asta a fost dezideratul societății românești la un moment dat. Între timp, el a fost faultat în fel și chip și și ANI a mai prins pe câte unul, pe câte altul, dar în politica din România a rămas mereu o mare mirare. Dar ce, bă, n-am voie să o angajez pe nevastă mea? Bă, dar dacă nevastă ta e atât de meseriașă în ceea ce face, las-o să meargă pe drumul ei în altă instituție sau invers. Dacă doamna este șefă și domnul este angajat și invers, poate să-l găsească. Ori dacă doamna sau domnul este cu adevărat extraordinar, în baza unui concurs, nu ar putea să ocupe postul respectiv. Adică nu văd o problemă în asta. Aici doamna e pe postul de consilier, să știi, adică consilierul ăsta e ceva foarte... Asta spun, consilierul e lobistul, știi? Da. Wannabe în România, da. E o entitate din asta, adică da, numai șeful știe, bă, are niște calități, noi când ne-am angajat aici au niște calități, da. Ăștia sunt oamenii, deocamdată suntem în faza asta și eu stau să mă întreb, bă, da, ce ar trebui să se întâmple ca să plece din funcție? Pentru că, cel puțin la domnul Mitulețu, avem un dosar penal care a fost trimis în judecată, instanța l-a trimis înapoi la parchet, acolo mai sunt niște trebușoare. La domnul Bode, dacă îi vine verdict de plagiat... Da, a zis domnul Iohannis, stai că de fapt m-am lămurit, a zis domnul Iohannis că domnule, e pentru viitor, știi? A zis asta, da, nu vă uitați în urmă, ce a fost în urmă, să știe, toată lumea știa că e o mizerie. Noi ne uităm de aici înainte, care plagiază de acum înainte, l-a luat mama dracu, cum s-ar zice. Așa, cine a copiat până acum? Ei, treaba lui, asta așa se făcea pe vremea aia. Așa. Da. Bine, domn profesor, băi, și eu încă stau și mă gândesc la lucrarea domnului Bode, îți dai seama cum a ascuns-o el acolo, de a trebui să o copieze oamenii aia de mână. Oare ăștia de la UBB, unde or fi găsit lucrarea asta? Tot de mână or fi copiat-o și ei te pomenești că nu le-o fi dat-o nici lor. Cred că au luat notițele jurnaliștilor. Da, aici clar când a intervenit Emilia Șercan. Da. Deci până unde poți să mergi cu chestiunea asta? Stau și eu să mă întreb, aștept cu curiozitate. E limitless. Așa pare, nu? Da, da. Pare că nu poți să... Nu există lucru pe care să-l faci și să te dea jos din funcție în țara asta. Nu. E bine, te învățam, da. Gata, asta e, stimați cetățeni, și cu alte probleme mâine. Mă gândeam că ne rezumăm la problema astăzi. Domn Cătălin, îți mulțumim. Dacă nu ați reușit să ascultați rațiunea zilei de la bun început, aceasta va fi disponibilă în câteva momente pe site-ul nostru europafm.ro, dar și pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM.